Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au luat la puricat afacerea cu certificate de revoluționari. Potrivit acestora, peste 3.000 de români dețin documentul fără a fi avut vreo contribuție la revolta anticomunistă de acum 26 de ani. Oltenii salută inițiativa procurorilor, deși o consideră tardivă. Am avut revoluție în Olt? Nu. Atunci revoluționarii noștri cum au apărut? Nu știu. Pe hârtie. Nu merită, pentru că n-au fost la revoluție și au luat niște bani, ia niște bani nemunciți. Ce părere aveți despre facilitățile de la stat? Da, bineînțeles, le-a dat locuri, le-a dat spații, nu plătesc impozite. S-a tras în Slatina, în Olt? Nu, am avut revoluție? Nu. Mă bucur că și de la noi de aici au fost oameni care au fost împotriva comunismului și ar trebui totuși să se țină cont de cei care au fost, cei care au luptat, care au căzut în revoluție, să mai aibă niște facilități, niște drepturi. A fost revoluție în 89 în Olt, în Slatina? În Slatina nu a fost. Pentru revoluționarii din județ, 95 la număr, statul scoate din visterie pentru plata indemnizației peste 125.000 de lei. Cea mai mare sumă primită de un revoluționar din județ este de 3.213 lei lunar. Aceștia primesc o indemnizație reparatorie de 2.020 de lei pe lună. O altă categorie sunt luptătorii răniți, care beneficiază și aceștia de indemnizație reparatorie și primesc un coeficient de 1,1 pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate, deci respectiv 2020 de lei. În dosarul ce vizează afacerea cu certificate de revoluționar, procurorii au dispus deja reținerea a 6 persoane în frunte cu șeful Secretariatului de Stat pentru Revoluționari. Potrivit acestora, pentru un certificat de revoluționar, mita se ridica la 1.000 de euro.